Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Mai aveți 10 minute la dispoziție. The last 10 minutes should be only the final touch, the final plating, the last 10 minutes. So we should never cook anything with the last 10 minutes. Are sare, ai gustat, Mani? Da, are da, da, sare. Chef. Sare, haide, pipe. Haide. Hai, avem 9 minute să le prăjești. Hai, mă, bagă și tu asta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. Băi, dar fă-ne-mă pe toate, calme. Hai odată, hai. Hai, mă-mi fali. Da, șef, pasul știu, gata. Știu, șef. Da, șef. Nu o să avem nimic. Exact. Scoate asta, urgent. Scoate-le. Am reușit să fac și o altă boacănă, pentru că de ce nu? Pentru că Maria... Hai, scoate-le de pe tavă. Bravo, felicitări. M-am e ars. Perfect. Nu, dar nu-i... Și dacă te arzi, nu așa. A fi clumsy face parte din mine, sper să nu o dau de gard rău cu chestia asta, însă mai sunt mici momente, n-am ce să fac, s-a supărat pe mine într-adevăr și a dorit al doilea tui. Hai. Gata, hai, s-au dus. Pa, lasă-le jos, nu mai facem curat, lasă-le. Hai să gustăm, veniți fiecare cu lingură, să gustăm din asta, să vedem dacă facem și noi vreun ban cinstit asta sau nu. Gustă din sucru. E gustoasă. E gustoasă? Da. Mirosea foarte, foarte bine, pusesem pătrunjel, pusesem leuștean, am pus de toate în ea. Desfă scoicile, că n-ai timp la scoici. Una mi-ajunge. Una. Așa. După aia pui doar carnea. Da, șef. Fii atent, vreau să-mi faci un olandez. M-auzi cu ce? Da, șef. Grăsimea de la slănină și oțetul de la gogoșari. Da, șef. În momentul ăla ne-am dat seama că mai erau 6, 7, 8 minute, ceva de genul ăsta. Mai era super puțin, n-aveam untura de la slănină. Unde grăsimea de slănină luăm de la feliile lui? Da, de acolo îmi trebuie grăsimea astea? De slănină. Așa, cu bulete mici? Taie-le de len, Doamne, iartă-mă că mor cu voi de gât. Am pus slănina cu urs. După el a tăiat-o super mic, am început să presăm slănina ca să se topească mai repede și am avut super șansă că s-a făcut uleiul ăla foarte rapid. Am scurs uleiul și a ieșit un olandez-o-românesco cu uleiul de la bacon foarte mișto. Chiftelele sunt gătite, mă? Mai lasă lumină, da, mai lasă, bine, uite. Ia-le și trage-le în sos. Așa mă gândesc și eu. Mai sunt 5 minute, dragii mei. Hai mai repede, hai, Habibi. Ia-l-a, șef, ia-l-a. Hai, Vali, că am nevoie să-mi pună. Bă, n-avem nimic, 5 minute, n-avem nimic în factorie. Gata, am fostul de roșie aici. Usually we are way more organized in the last 5 minutes, but today, no, I don't think so. Vreau să știu, tragem dungi sau facem picății? Una de-aia, una de-aia, pune-mi așa. Sau cum vrei tu, hai. Haide, pun, dă dungi, hai, fă ceva. Știi să pui cu poșiu și da. Să pui cu biberonul vieții? Da. Până mai pe invers le puneți. Să-mi bat picioare de seamănă una cu alta. Nu știu ce aveți. Ralu! Repede, batem repede o frișcă cu vanilie. Și o bagi în poșiu, 3 secunde să fie gata, ajută. Glumiți, șef. Da, glumiți, acum am. Și am luat-o la mixer, cred că în viața vițișoarelor mele n-am dat atât de repede din mâini cu mandat acum cu mixerul. Mazăre din asta, înaltă, pusă frumos pe acolo, pam, 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 frunze. Hai! Spun că au pus doar 12 farfurii, mai lipseau două și în ultimul minut și 35 de secunde a trebuit să montăm două farfurii la rapidă. Suntem în battle-ul 9 și voi nu știți că trebuie să facem 14 farfurii în anul. 30 de secunde! Hai, pune porcul! Unde-i porcul? Aici!
Docu-te, trec ceață! Repede, piper! Ce piper, normal? Negru, frumos, da-mi, doar aici, pam! Patru mămălici! Patru mămălici! Dă-le afară! Mămăligă! Pune și dă-mi spatula, dă-mi spatula, că-i fierbinte! Am luat mămăligă și am pus-o cu mâinile, chiar era super fierbinte, direct pe farfurie. Nu am avut ce să faci. Place așa? Cum vrei tu, nu mai mă chip tu mai fras. Hai cu lingura repede! Asta e pentru șef! Hai mă, pinge asta de aici! Să dispară asta de aici! Mă. O porc aici, o bucată de porc aici! Și șeful era foarte superat, după aia am văzut mai trebuia un minut și eu, haide repede să pune porc, că am aici acum 8-9 bucata, că poți să pune ceva, înțeleg? Haide, hai mai repede! Hai! Multează și pe asta! Hai, bagă, aici! Bagă, atât! Zrag, zrag, hai! Ia din spate, o blocă! Atât, hai! Wow. Stop, stop, stop! Câte iarbă ai pus, Habibi? Tu maci, Habibi! Baftă, dragii mei! Mult noroc vă doresc! Să știi că avem nevoie! Nu, de cum am vrut eu farfuria și cum îmi imaginam eu că trebuie, sosul trebuia să vină pe carne. A ajuns un piure pus într-o... Eu cred că am imaginația prea bogată. N-am fost niciodată așa de haotici ca astăzi. Da, pentru că nu vă mișcați. Așa farfuria n-arată. Nici bine, nici rău. Noi le-am băgat în trei recipiente. M-am uitat dincolo la colegii mei. Nici la ei nu e o mare fantasmagorie. Sunt foarte curios ce avem de gustat la ei. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.